Mana, tak mergeți voi, că eu și o luați de la început. Ba da, ba da, ne încurcăm. Comunicați. De la cap, bă, înapoi, hai, înapoi. Nu, Raisa, tu te mătură mai spate, tu ridică-te. Ba da. Ia e peste sora mea. Haide tu înapoi. Andreea. Dacă vine înapoi să se faci fora și o să ne pice aia. Nu pică de la cotul. Hai să fac capul cu mai tare. Ali, ne facem casă. Și ar fi să înaintați mai rapid. Mașină. Da. Și mi-a dat încredere că și eu pot să fac oricât de greu ar fi, dacă ai o misiune și un țel. Am făcut tabere și chestii frumoase pentru diabet. Și a treilea moment important din viața mea. Cumva am ajuns aici la a face bani, pentru că mi-a venit ideea cu un magazin diabetic care mi-a devenit full-time job. Adică mi se pare incredibil și real frumos că mi-a dat viața diabet și am făcut ceva dulce și frumos din ea. Și da, astăzi sunt full-time job diabetic și fac haine cu mesaje, eu decupez plasturi, eu împachetez culetele, eu fac campanii și toate cele din online pe diabet. Bineînțeles, rămâne discuția deschisă, orice altă provocare ați mai întâmpinat-o voi și poate n-a știut să o gestionați foarte bine sau v-a luat ceva timp până v-ați prins de anumite lucruri sau cu zero astea ar putea fi îmbunătățit, îmi spune și discutăm. În care își doresc să învețe mai multe și, nu știu, sunt plătit să fac bine, adică, basically, e super cool meseria asta. Stomac încă e carbohidrat complex, da? Pentru că încă n-a apucat să-l digere nimic. Apoi începe să coboare din stomac și începe să coboare din stomac, vine secreția acea exocrină, care funcționează și la voi, dar din pancreas, care secretă amilază pancreatică. Și acolo începe procesul de desfacere a alimentelor. Și din carbohidrații ăștia complexi, ajung să fie carbohidrați simpli și abia apoi să metabolizeze. De fapt, care e treaba? E vorba de timpul în care ajung, din care carbohidrații ăștia complexi ajung să fie simpli. Dacă îi mănânci direct simpli, atunci tot timpul ăsta se taie și îți crește glicemia imediat. Glucoză simplă. Dar, repet, e vorba de timpul în care parcurge tot acest traseu, dacă e rapid sau lent.
Acum, care sunt rolurile carbohidratului? Super importante. În primul rând, au umblat foarte multe tipuri de diete în ceea ce înseamnă diabetul tip 1 și o să vorbim și despre diete cu studii în diabetul tip 1, nu doar așa ce se vehiculează cu eva.ro, o să vorbim cât se poate de medical, dar trebuie să știți un lucru. Omul, indiferent de ce altă patologie mai are, ce altă boală, dacă are, dacă nu are, trebuie să mănânce obligatoriu minim 130 de grame de carbohidrat pe zi. Deci ăsta e minimul necesar la care mușchiul și creierul funcționează normal, sănătos, are resurse. Deci mie mai mult sau mai puțin, bineînțeles, în funcție de conținutul de zahăr, cred că lucrurile astea le-ați văzut și voi cu glicemiile voastre, într-un fel crește cartoful glicemia, în alt fel crește roșia glicemia și asta e vorba de conținutul de zahăr. Pentru care voi aveți foarte frumos listuța, teoretic cel puțin, cât la sută de grame are carbohidrat fiecare legumă în parte. Bun. Acum, ce e important și ce am să subliniez e chestia de conștientizare. Totdeauna fiți conștienți de ce aveți în farfurie, inclusiv legumele astea verzi contează. Da, au un conținut foarte mic de carbohidrat, undeva la 5%, dar au. Și dacă mănânc alături o salată de 300 de grame, va conta și aia pe glicemie, mai ales pentru voi, care aveți poate doze mici sau fluctuații mari, că sunteți în creștere, că aveți hormoni de creștere și mai departe, atunci cea mai mică chestie contează. Cu cât sunteți mai exact în calcul, cu atât bolusul de insulină poate avea o acuratețe mai bună și atunci glicemia asta, da, e perfectă. Da, mâncare, iei o legumă și o storci, indiferent că este daia cu presă la rece, că sunt tot felul de chestii de genul ăsta mai sănătoase, mai... Ideea e așa, în momentul în care e procesată, o fibră, în special mecanic, adică blender, se distruge. Și țineți minte ce v-am povestit de fibre, ele sunt o parte din ele insolubile și ajută ca desfacerea moleculelor de glucoză să se întâmple de aproape în aproape. Eu dacă sparg fibrele alea prin procesarea mecanică, atunci nu mai au niciun efect, ci este pur și simplu zahăr. Când vă încurcați la calcule, da? Dar așa, ca să, de dragul discuției, ca să trecem un pic până ele. Ideea e că m-am gândit așa, să calculăm porția de carbohidrat per produs finit. Astfel că o să consider că o porție de carbohidrat are 10 grame, deci când veți auzi porție carbohidrat înseamnă 10 grame de carbohidrat, da? Și apoi rămâne întrebarea câte grame de produs are o porție de carbohidrat. Și eu, că sfată fină cu voi, am făcut direct pe porție, da? Și hai să vedem pe legume, fructe, făinoase și așa mai departe, ce înseamnă o porție de carbohidrat, adică 10 grame. E, astea le veți primi pe listuță de la Ines, da? Ca să știți, da? Bun. Mai simplu și nu mai... S-a pus un pic presiune pe noi cu calculatul meselor și nimeni nu ne-a spus până acum așa, nu ne-a dat și o altă variantă. Există doar o singură variantă, Exact! Cu lista după tine, cauți pe internet câți carbohidrați are banana. Și aveți grijă la listele de pe internet. Uite, mă bucur că ai adus discuția, îți mulțumesc pentru asta. Că vedeți că listele de pe internet nu sunt toate cu acuratețe bune. Nu sunt corecte toate. Singura bază de date de alimente aprobată este cea americană, de la USDA. Ce vă dau eu pe gramaj este făcută după acea bază de date. Hai că tu ești la tablă, zi tu o mâncare complicată care îți place. Ceva cu cartofi prăjiți, dacă vrei. Să arătați că știți, Engin, eu nu văd. Tocăniță, că a zis Ioana că avem. Ok. Hai să vedem, tocăniță de ce? Cu ce? Cu pui sau porc, ce îți pică la mână. Bun. Hai să vedem, subliniază titlul frumos. Poți tocul negru. Acum, desfacem alimentele. Hai să vedem ce e în tocănița sau cartofi. Eu vă zic ingredientele. Deci ai cartofi fierți, ai legume, gen că să pun acolo roșii, ardei, ceapă și așa, să fie gustoasă și bună. Pui, ce punem de un pui? Pulpă, piept? Piept. 200 de grame. 200 de grame. Tot cu negru. Zic eu. Îmi pare rău, eu am mania colorilor. Așa. Apoi, pui. Hai, că și-au rău, parcă te interesează. E suficient? Mai punem altceva? Așa urmă? E suficient. Hai să vedem. 30 de grame de lipie, cât carbo? Cu roșu, te rog, carbo. Ok.
Așa, pieptul de pâine are carbi, care pot fi prăjiți. Dă-i una. Hai, dă-o și pe-a-t-o. Așa, că te dă. Să dau sau o pâine? Da! Dă-o! Iau un sot. Asta-i jocul. Ușor, ușor. 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 Dreaptă! Dreaptă! Hai, ușor. Ușor și acum stai. Hai! Bravo! Debutul diabetului zaharat tip 1. Diabetul zaharat tip 1 este o boală complet diferită. Diabetul zaharat tip 2, acela da, are o legătură destul de strânsă cu creșterea în greutate și aportul de zahăr, în principal carbohidrați rapizi, că ați învățat deja de ieri diferența dintre ei. Dar în ceea ce privește diabetul zaharat tip 1, nu există nici o legătură, nici o ipoteză care să ia în calcul consumul de zahăr pentru apariția diabetului zaharat tip 2. Sunt luate alte lucruri în calcul pe alimente, veți vedea imediat. Da? Deci scoateți-vă, vă rog, chestia asta din minte, nu aveți absolut nicio vină pentru chestia asta. Este o chestie genetică și o să vă explic imediat. La urmă, diabetul zaharat este o boală autoimună, există foarte multe boli autoimune în patologia pe care ființa umană o poate întâlni. Până la urmă, boala autoimună înseamnă când celulele astea care sunt menite să ne apere, anticorpii, care sunt secrete atunci când facem o infecție sau și mai departe, practic sunt soldații noștri. În momentul în care soldații noștri o iau un pic randeaua și se gândesc, ia să atac eu ceva ce-i trebuie. Că e la tiroidă, că e la pancreas, că sunt foarte multe boli autoimune, repet. În cazul diabetului zaharat tip 1, se hotără să atace fie celula beta pancreatică care secretă insulina sau fie insulina în sine și atunci e o celulă beta care funcționează, dar degeaba, că imediat ce a scos insulina vine și îi dă o lopată în cap și nu mai funcționează. Dar asta este boala. David? Nu, la 100, la 200 de zile. Cât ți-a ieșit raportul? 6. Mie, ne gândim cu foame. Și tu cât vrei să faci? 16. Ok, fă 16. Câte grame le pui, Ioana? Păi, ia de... Așa. Ai ciorbița, o punem 10, 200 de pâine. Hai să le punem câte 5, Felia, că ați făcut hibor după pâine la 10. 10, 20. 20 și fiore. Mie îmi pui după cine. Sunt 50 pe 10. Câte grame de fiore? 50. Deci 30. 50 cu totul. Să satăm. Și fac... Bine, gata, știu. Asta care se ocupă pe aici? Nu eu. Dar să-ți dai seama la ce se referă. Da. Și începe în 3, 2, 1. Gata. Dacă nu dormi o noapte. Ce mișto arată. Cel mai interesant moment a fost cel cu treasure hunt-ul. Ne-a pus să alergăm peste tot și a fost și de comunicare în echipă. Și trebuia să ne și dăm seama cum să citim indicile. Și
De tabără n-am ce să zic, e superbă. Mai Milano? Da. Deci ne vedem la SFO. Și apoi vreau să vorbim de hipo și hiper, pentru că de cele mai multe ori sunt provocările voastre de zi cu zi. Pentru voi am văzut că sunt astfel de provocări constant. Și atunci eu aș vrea să vă învăț cum să gestionați chestia asta cât mai repede. Și o să începem să vorbim despre activitatea fizică și, repet, tot ce am să vă spun este legat de activitatea fizică la pacienții cu diabet zahăr tip 1. Am încercat să generalizez cât mai puțin chestia asta. Acum, ce face bine activitatea fizică? Cred că deja știți și voi, este super sănătoasă, dați îmbunătățește sănătatea și a cordului și a plămânilor, pentru că îți crește puterea plămânii de a circula și de a filtra și de a transporta oxigenul, crește puterea musculară, oferă un control bun al greutății, pentru că făcând sport, în felul ăsta puteți să vă mențineți greutatea sau puteți să scădeți în greutate dacă vă doriți sau puteți să creșteți punând masă musculară. Crește serotonina la fel de mult cum o face ciocolata, așa că încercați din când în când să înlocuiți una cu cealaltă. Acum, până la urmă, principala chestie pe care o face mușchiul pentru un pacient cu diabet zahăr tip 1 este că deschide un ditamai portalul nou. Voi vă faceți insulina din exterior ca să scădeți glicemia, dar ești ce? Mai intervine și mușchiul, care e încă o altă pe care voi o puteți folosi pentru a vă scădea glicemia, pentru că are ca și combustibil principal glucoza. Eu am pacienți care șmeche, ca să nu-și mai facă o corecție după ce au luat o gustărică mai mică, nu le place să înțepe neapărat de atâtea ori, se duc și dau două, trei ture în jurul blocului și nici ce le scade glicemia, pentru că mușchiul consumă glucoză. Se poate și invers? Să ce să-ți crească. Nu, întâi să faci mișcare și după aia să mănânci. Păi, în felul ăsta, dacă e să o luăm pe firul ăsta al povestirii, ar însemna că întâi faci și poși apoi o corectezi. Mai sănătos ar fi invers, un pic. Da, dar merge și așa. Normal că merge în orice direcție vrei tu. Totul e repet. La hipo, ideea e să se întâmple rar și să dureze puțin. Niciun caz să te induci făcând sport. Da? Care sunt riscurile pentru un pacient cu diabet zahăr tip 1 atunci când vorbim de sport? Hipoglicemie și hiperglicemie. Oricât de ciudat ar părea asta, că băi, ori îmi crește, ori îmi scade, la ce să mă aștept, se poate întâmpla ori una, ori alta și am să vă explic de ce în ambele situații. Riscul de hipo este legat de mai multe lucruri. În primul rând, care e metabolismul vostru? Fiecare metabolism poate reacționa absolut diferit atunci când vine vorba de activitate fizică, pentru că este reglat tot de hormoni. V-am vorbit de atâtea ori de hormoni, zilele astea de v-am zăpăcit, o să vă explic la hipoglicemie, când vă vorbi acolo de ce am tot precizat acest lucru. Avem o întrebare din public. O întrebare tabu. De ce... să o pun delicat. De ce unii medici... exclud din start ca pacient cu diabet să facă sport. Am auzit multe cazuri în care, indiferent de vârstă sau de diagnosticul, de tipul de diabet, uitați ce frumos, primesc răspunsul ăsta de la medicul lor că nu mai poți să faci sport, că nu mai ai voie. De ce se zice chestia asta și dacă e adevărat că nu mai poți să faci sport dacă ai diabet? Auzit, răspund la întrebare, în primul rând spunând că pacientul cu diabet zahăr tip 1 poate să facă orice își dorește. Dar ce fac eu, puteți să faceți și voi, ce face toată lumea. Activitatea fizică nici de cum n-aș, nu că interzice-o niciodată, n-aș restricționa-o niciodată, pentru că așa cum povesteam la începutul acestui curs, beneficiile sunt atât de importante, nu doar pe sănătate, cât și pe sănătate fizică, și emoțională, și glicemie, și așa cum vă spuneam, poți să-ți faci o corecție cu sport în loc de o doză de insulină, adică sunt foarte multe feluri. Însă trebuie să înveți să o gestionezi corect. Cred că despre asta e vorba și cred că medicii care fac chestia asta se referă la hai să controlăm în prima parte, să înveți să-ți faci corect insulina, să-ți corectezi bine masa, să fii pe glicemii bune în general și apoi să învățăm și cu activitatea fizică. Cumva e un pic mai greu decât a gestiona mesele, dar nu cred că este vreun coleg de-al meu care să taie sportul din spate. Să pună treaba asta, separat de meseria mea, și m-am învățat multe lucruri, dă seama. A fost o veste care mi-a surprins, dar atunci lucrurile s-au aranjat în activitatea și voi. Și acum suntem într-o altă etapă, o etapă de stabilizare așa, a situației respective. Și mă bucur foarte mult că am oportunitatea să vorbesc cu asta. Care când vezi pe
dar nu glumesc. Nu există alcool în tabără. Da, da. Cel puțin aici se nu. Se eliberează dopamina. Diferența este între a face sport și a avea grijă de animale. Dopamina aia ține pe termen lung, nu se consumă așa repede. Citocina este ormonul afecțiunii. Când strângem în braț o persoană dragă sau chiar și un animal de companie, se eliberează ormonul afecțiunii. Nu sunteți fericiți? Strângem în braț, e bun. Este să scrieți 5 lucruri pe care le vedeți în jurul vostru în acest moment. Nu vă grăbiți, nu vă grăbiți. Se zbate peștele. Oare ce o fi în această cutie? Băi, tabăra asta a fost pe sărăcie. Băi, n-am avut bani, dar totuși tabăra asta s-a întâmplat. Deci eu pot să spun ce e sigur. Și odată ce termin Andrei de vorbit, îmi continui ideea. Bun, pentru că faci rai din ce ai, poate că n-am avut eu bani să fac tricouri personalizate, dar au venit alții. Hai că îți trimitem noi cadouri la copii. Anul trecut copiii aveau niște cadouri substanțiale din banii asociației. Anul ăsta n-au fost bani, dar au fost și mai multe cadouri, tocmai pentru că oamenii au rezonat cu noi și ne-au trimis cadouri. Asta e primul cadou, mai vin pe drum 3 cadouri. Fua. Și ăsta e primul. Și cred că toată lumea abia așteaptă să vadă ce e ăsta sau abia așteaptă să stau eu din gură și să deschid ăsta. Corect. Asta cu toate care de lumină, pentru că e de la pan cu el. Da. Am văzut toate? Sau nu? Cine prinde? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulțumim pentru cadouri, să fie primite. Că a plouat, ne-a prins ploaia și ne vin super de ajutor. Nu e ceea ce pare. Bine, gata. Nu mă așteptam asta. Foarte. Sunt de acord cu ea la această... Dar faceți un cuplu perfect împreună. Eu hiper, ea hipo. Exact. Dar suntem bine. Deci clar, una fără alta nu poate exista și una doar cu una sau doar cu alta ar fi mega periculos. Dar cumva în bine și în rău se găsește un echilibru. Și voi l-ați găsit și l-ați transmis. Nu cred! Sunt fanul vostru! Vreau autograf! Eu sunt Cezar, el e Michael. Am venit cam acum o oră din club. Dar nu mai mergem, deoarece nu mai au colat zero, cam butonul e pe toată. Maxim! Nu are superioritate, dar creativitatea ta m-a dat pe spate, deci mă cauți. Așa, așa, așa. Și abdomenul, că fac o filmare frumoasă. Atât. Asta e. Bravo. Moment. Și chiar m-am simt onorată că am fost cu voi și că încă mai sunt cu voi la această tabără. Seara asta a fost absolut fantastică. E genial cât de mult v-ați ajutat și cât de frumoasă v-ați făcut poveștile și așa mai departe. Și mă bucur că m-ați primit și pe mine să fiu parte din chestia asta. Și vă felicit pe toți, chiar sunteți genial. Eu mereu am considerat că creativitatea și inventivitatea duce departe în viață și pe asta pun accent. Și ce pot să spun? Ați reușit să întopiți inima de gheață. Dacă tot sunt o mică, mă vezi. Chiar dacă
am dat o notă mai mică și pentru mine e cea mai frumoasă notă. Așa, vă apreciez pe toți pentru ce ați făcut în seara asta, sunteți the best. Ok, hai să dau un pic de context. Chestia asta se presupune a fi un costum, pentru că e parada costumelor și noi ne aflăm în tabără. Și Inesica, cum a venit nepregătită în tabără, a găsit o hârtie care miroase a piersicuță și a zis că e un costum foarte bun. Evident că rolul meu a fost de jurat în această paradă mega frumoasă și mega creativă, după cum se vede acolo. Fraților! Sunteți minunați, sunteți geniali, vă iubesc pe fiecare dintre voi și în mod ironic vorbesc pe aici cu voi, dar vorbesc și de acolo, dar cu siguranță vorbesc din inima mea. Sunteți minunați, geniali, hai să scoatem astea de pe noi și să dansăm și să ne distrăm în penultima noastră noapte împreună. Vă pup și vă iubesc. Și voi, pa, acasă, pa! Ce lucruri ai aflat noi sau... am impresionat sau, nu știu, niște chestii care în tabăra asta au fost importante sau interesante pentru tine? Fiecare mic detaliu a fost foarte important și consider că și-a pus amprenta în viața mea. Atmosfera foarte călduroasă și oamenii minunați, toți. Am învățat multe de la lecțiile doamnei doctor până la oamenii foarte deschiși care m-au ajutat să văd și unele defecte și calități și... am înțeles de la ei unele lucruri pe care nu le știam și cred că voi ieși de aici total schimbată și foarte dezvoltată emoțional. Toate activitățile foarte bine gândite și extrem de drăguțe pentru noi, da. Chiar ne-au prins și ne-au captivat toate. Oricum, faptul că am fost toți așa foarte uniți și ne-ați făcut jocuri de echipă prin care am putut colabora și am putut să ne conectăm așa și sufletește și... psihic. Abordarea asta un pic diferită. Gândește-te că până acum în toate taberele și eu făceam lucrul ăsta, erau lucrurile mai stricte, atât ca regulament, cât și ca abordare medicală, cu doze fixe, cu mese fixe, cu ore fixe. Tabăra asta am avut curaj cu voi să experimentez ceva nou, cum zic eu, hashtag altă. Și vreau să te întreb cum ți s-a părut ție chestia asta de a face lucrurile după cum dictați voi, nu după cum dictează medici. Excepțională, clar. Nu poți să compari libertatea pe care e o libertate și clar nu ne mai închidem noi așa, pentru că ai tendința de a te închide în tine, de a face greșeli pentru că ceilalți din jurul tău îți impun ce să faci, iar noi fiind obișnuiți cu toții să facem lucrurile cum știm noi, când vine cineva la tine și zice nu faci așa, ci fa așa, fac ca mine, dar în momentul în care cineva vine la tine și îți spune ce zici? Hai, nu crezi că ar fi bine să facem așa? Sau și stă lângă tine și simți conexiunea aia sufletească și emoție și fiecare cuvânt are o putere imensă din gura fiecăruia dintre oamenii de aici. Faptul că ne-ați dat o libertate enormă și ne-ați lăsat să stăm până la ce oră vrem, să ieșim afară, să ne plimbăm, să petrecem timp unii cu alții și nu ne-ați făcut un program așa ore... fixe, mese la ore fixe și... fără dulciuri sau altceva. Da. Câte dulciuri ai mâncat în tabăra asta? Nu spun. E secretul nostru. Un borcan de Nutella. Sincer, chiar am rămas uimită când am venit la tine și ți-am zis că am mâncat împreună cu colegii mei un borcan de Nutella, chipsuri, jeleuri și tu ai zis că ne vedem la corecție. Pentru mine atunci a fost... nu știu, a realizat că viața cu diabet chiar e frumoasă și că poți să o trăiești minunat când ai oameni minunați care știu să te învețe și au o abordare diferită, altfel. Cu ce gânduri pleci acasă? Ce ai preluat din tabăra asta și o să aplici mai departe, poate, la tine acasă? Multe, foarte multe. Am învățat că e foarte important în tot ceea ce faci să faci cu pasiune, să fac totul cu pasiune, să îi înțeleg pe cei din jurul meu și să nu-i judec după prima impresie. Am învățat că putem și totul vine cu un scop și nu vine întâmplător, pentru că dacă nu era diabetul, eu nu eram persoana care sunt astăzi și sunt sigură că nici ceilalți copii cu diabet nu ar fi fost așa maturi și așa
Doamne, toate jocurile pe care le-am făcut și am rămas uimită de felul cum suntem noi. N-am reușit să rezonez cu nicio altă persoană atât de bine cum am rezonat cu persoanele dulci. Tu îi știai pe cei care erau în tabără? V-ați mai văzut înainte? Nu. Eu am fost foarte deschisă de anul trecut când am privit vlogul din tabără, am început și am căutat pe toți pe Instagram și am început să vorbesc cu ei, am făcut grupuri pe WhatsApp, pe Insta și am vorbit foarte mult cu ei, dar nu i-am cunoscut și voi sunteți primele persoane pe care le cunosc cu diabet și tocmai de asta la mine a fost așa, m-ați adus cumva pe pământ, fiind într-o altfel de lume. Oricum, s-au creat niște relații, indiferent că suntem din toate colțurile țării, ne leagă o pânză de paianjen. Pe cameră se vede una, dar aici realitatea a fost cu totul. Da, chiar privind, gândindu-mă cum priveam vlogurile și vedeam, se vedea totuși că e o altă atmosferă, dar e foarte greu de perceput pe un mic ecran sentimente care nu se pot exprima prin cuvinte. Iremediabil, l-am simțit ca pe fratele meu, am zis că le iau acasă cu mine, nu se supără fratele meu real, că el deja e mare și mai mare cu noi. Dar am zis că pentru băiatul ăsta eu sigur am o prietenie dintr-o altă mamă. El mai are o soră, dar ne înțelegem noi. Anul ăsta David a venit cu niște sugestii extraordinare pentru tabra următoare și să știți că multe din activitățile de anul viitor vor fi datorate lui, care a contribuit la schițarea următoarei ediții. David, mulțumesc că ai venit la noi. Și sper că te simți bine, na, nu știu acum. Da, cred, cred, cred. Asta și cu spiritul ăsta încheiem tabăra cu entuziasmul pe care tocmai îl vedeți aici, da? Și, pe data viitoare! De final, pe data viitoare! Pa!